încă o zi de verificări, încă un BMW, încă un Serie 5, bineînțeles, model căutat automat și umbla la kilometri și ceva daune, pentru că na, se practică, mașina este 2015, lucrări de întreținere, intră în reprezentanță, are și o daună, are și niște fotografii, kilometrajul este desfășurat, însă aici s-au pierdut niște kilometri, să zicem că e o mică eroare de 3000 de kilometri, să zicem. Da, are o daună de vreo 10.000 de euro, ceea ce nu e chiar puțin, totuși un F10, dar chiar și așa e o daună măricică. Istorie de preț, sedan, automat, volan pe stânga, N57T, și avem așa. Deci cam astea sunt pozele din Autohouse Berry, mă rog, probabil sunt și ceva poze pe la kilometri, aici este istoricul de service. În 2018 a avut revizie, mă rog, în 2020 văd că s-a vândut mașina luna asta, dar avem istorie de kilometri, avem poze din Autohaus-ul din Germania, așadar eu zic că e un raport ok ăsta. Și dacă vreți să verificați și voi mașină, aveți link către car vertical în descriere. Hai să zicem la episod. Bine m-am găsit la un episod. E bine, nu fac întâmplător clipul ăsta din Cașcai și de pe autostradă, pentru că am să vă povestesc anumite lucruri. Fix acum am făcut 196.000 și mai am încă 4.000, după care mașina nu va mai fi bună, așa că sper ca până în ăștia 4.000 de kilometri să o vând. În momentul mașina asta e la vânzare, eu o să postez clipul peste 2-3 zile. Cred, dacă mașina se va da între timp, o să pun în descriere. Dacă nu s-a dat, nu s-a dat și în continuare veți găsi detaliile acolo în descriere. E bine, filmez clipul ăsta pe autostradă pentru că am primit niște răspunsuri, niște mesaje și aș vrea să discut puțin despre anumite lucruri. N-am mai făcut de mult timp un episod de genul ăsta, dar am hotărât că ar fi cazul. Am pus acum ceva timp, cred că vreo săptămână, pe Instagram un story în care mergeam tot așa pe autostradă cu 110-120. Cam asta e viteza cu care merg eu de obicei, pentru că nici nu încurc dubiști, tiriști și cine vrea să mă depășească bine, cine nu, nu. Plus că nu sunt autostrăzile de așa natură și prefer să merg pe banda asta decât să încurc, mă rog, nu despre asta este vorba. Ideea este că am primit niște mesaje de la mai multe persoane, majoritatea începători, și e păcat că unii au o mentalitate greșită. Ei bine, dragi începători, indiferent că aveți 18 ani, indiferent că aveți 40, 60, 35 și ați luat permisul, dacă ai luat permisul nu înseamnă că ești pilot, dacă ai luat permisul nu înseamnă că ești cel mai bun șofer de pe stradă. Dacă abia ai luat permisul, trebuie să-ți pui frumos mămăligile în geam, timp de un an de zile, dacă nu iei amendă, nu trebuie să-ți fie rușine să porți mămăligile, pentru că te protejești pe tine și pe cei din jurul tău. În primul rând, eu dacă văd un începător că s-a pierdut sau ceva în trafic, îi dau prioritate, încerc să-l ajut. Și în al doilea rând, te mai ferește lumea pentru că vede că ești începător. Plus că sunt multe momente în care tu ca și începător te vei pierde, nu vei ști ce să faci și na, poate îți mai moare motorul. Adică înțeleg chestiile astea pentru că și eu am fost la fel. Ideea este că și eu am fost la fel în sensul că aveam Logan și încercam eu să mă dau mare pilot și intram tare în curbe și depășit și așa mai departe. Chiar dacă nu pare, făceam și eu chestiile astea la început. Și le făceam nu pentru că încercam să par cool, pentru că nu știu dacă pot să par cool în 2020 că mergi tare cu mașina că ai luat permisul. Ideea este că am primit niște mesaje pe Instagram, mi s-a răspuns la story că încerc să recit și să-mi aduc aminte, mergi și tu mai tare, ce mergi ca tataie cu 110-120 pe autostradă. E bine, tânărul ăsta, mă rog, e abia luat permisul, pentru că am uitat pe Instagramul lui, acum i-am dat bloc. Făcea ce făcea și la fiecare 2-3 ore ne dea mesaj cum a mers el cu 200 pe autostradă cu Loganul. Cum zicea mamă că nu o să cumpere niciodată BMW, că consumă mult, că uite că Logan, că am mers cu 180, că mai aveam pedală. Și am spus cu frumos, mă frate, caută-ți de treabă, caută-ți, nu știu, încearcă să fii mai cumpătat, pentru că contează mult și ce mașină ai, contează mult și cât de cumpătat ești tu ca și șofer, dar îți asigur că tu dacă ești începător, nu ai experiență, vrei să dovedești tu foarte multe, fie prietenilor, fie unei gagici cu care ești tu la tine în sat acolo, fie, nu știu, ca idee. Ideea e că tu ca începător, dacă eu acum voi avea un accident în față sau voi avea pe cineva care îmi taie calea, eu pot să am un reflex pentru că am niște experiență în spate. Am permisul de 6 ani și ceva și am vreo 300.000 de kilometri parcurs. Am mers și la drum lung, am mers și în oraș, dar pot avea reflexe mai bune decât tine pentru că am trecut prin chestiile astea. Și încerc oarecum, am încercat să explic că nu e ok ce face, că nu e ok să-i dai tot bordul la mașină, mai ales la un Logan care, să fim serioși, Loganul nu e mașină de viteză, Loganul nu e mașină sigură și oricare altă mașină de la o viteză este nesigură. De la o anumită viteză nu mai conduci tu mașina, ci te conduce ea pe tine. Mai ales când e vorba de Logan, care e o mașină care a fost concepută să se ducă din punctul A
punctul B. Și părerea mea e că de pe la 130-140 nu mai e sigur, oricum consumă mult, se aude foarte tare motorul interior și așa mai departe. Ok, vrei tu să mergi o dată să vezi că ia tot bordul sau că prinde 180? Nicio problemă, nu zice nimeni să nu faci chestia asta. Dar ca și începător să te expui la anumite riscuri, în primul rând pe tine și pe alții, pentru că dacă, de exemplu, tu mergi cu 180 pe aici cu Loganul și tocărul ăla din față face stânga și tu n-ai pus să frânezi, te vei panica, iei de volan stânga și intri în parapet. Ce ai făcut? Doar că ai vrut să vezi că poate mașina mai mult? Într-adevăr, sunt începători care au mașini mai puternice, mai sigure ca și prima mașină, dar aici la fel poate fi o problemă, pentru că poți merge cu viteză și acum pe bună dreptate, în ziua de azi orice mașină ajunge la 100 la oră destul de repede, adică 10-12 secunde totuși e ok. Orice mașină poate merge cu 130-140 pe autostradă, dar ideea este că, nu știu, cea mai mare problemă a unui începător e faptul că nu poate să conducă preventiv sau nu are asta în sânge. Adică dacă, de exemplu, el acum se bagă în depășire, poate nu se asigură, poate nu se gândește ce ar putea să facă ăla din fața lui. Poate, de exemplu, vine ăsta cu BMW-ul din deoseamă cu mine și mă depășește și mă rupe în flash-uri. Sunt cazuri și cazuri. Bine, astea chiar sunt mașini care au rezistat foarte bine de-a lungul timpului și chiar sunt mașini ok. Și eu îi spuneam numai ok, nu știu ce, el venea și spunea: mamă, dar ce am mers cu Loganul, dar l-am făcut pe ăla la inițe. Mă, frate, potoliți-vă cu asta. E păcat. Și eu, după ce am fost lovit de 3-4 ori în spate, și cu CC-ul, și cu alte mașini, după ce am fost lovit de 3-4 ori în spate, mi-am dat seama că oricât de preventiv aș fi eu, oricât de mult aș încerca eu să respect distanța, să respect regulile de circulație, să respect limitele de viteză, o să vină fie un începător teribilist și o să dea în mine și, Doamne ferește, dăm în alte pelele, pentru că e păcat la chestiile astea că, ok, ești tu teribilist, ești inconștient, ei alții nevinovați după tine, aia e problema, nu e problema că mergi tu cu viteză, că nu zice nimeni să nu mergi. Dacă îți permite mașina, că îți permite buzunarul și te împaci cu consumul, niciun fel de problemă, dar e păcat pentru că, mai ales între tineri, e, cum să zic, un fel de cursă din asta, hai să vedem cât prinde a ta, dar cât face a mea. Am fost și eu așa, dar în timp te coci la minte și îți dai seama că nu e important cât de tare merge o mașină, nu e important cât de repede face suta, ci e important să te ducă din an B, să suferi confortul pe care îl vrei tu și să îți permiți să o întreții. Nu e de discutat faptul că bineînțeles, nu o să arăt numele din comunitate și așa mai departe, doar că există mentalitatea asta și nu numai la el, la foarte mulți am văzut că răspund la story-uri unori: a, mergi ca tataie, mă, că mergi cu 120-110 pe autostradă, că de ce mai mergi pe autostradă atunci? E bine, limita de viteză e de 50 sau 60, minimă 50 dacă nu mă înșel, și atât timp cât mergi peste limita aia, poți să mergi cu căruța pe autostradă, deci nu e asta problema. Plus că sunt multe persoane care sunt încărcate, mă refer la mașini mici, nu la tiruri și așa mai departe. Așa că 110-120, mașina e și cuplu, consumă decent, doar că, pur și simplu, sunt mașini pe care nu le mai simți sigure de la o anumită viteză și, pur și simplu, eu știu că am Logan de la 120, de unde are deja 3000 de ture, e și foarte zgomotos în interior, e nesigur, bate vântul prin el, pentru că nu ai o mașină care costă puțin. E normal că n-a fost ea concepută să meargă la drumuri lungi, la autostradă și la nebunii de genul ăsta, pentru că nu a fost concepută, e o mașină low cost. Și mulți începători, am, nu știu, E90, că am mers cu 220, că uite că a fugit, că rupe, că sunt foarte mulțumit. Bă, frate, da, mergi odată, dar sunt absolut sigur că marea majoritate a începătorilor fac o pasiune din chestia asta și nu zic că e greșit să ai o pasiune pentru mașini, zic că e greșit să ai o pasiune și o manie pentru viteză. Pentru că nu viteza ucide neapărat, și cei care nu pot să o controleze. Și uite, de exemplu, banda cealaltă, pentru cei care știu potul ăsta de pe autostradă, după ce treci numai așa se face capul, pentru că e foarte prost drumul. Și tu dacă ai un Logan și ai 150 și sare unul în față sau se bagă puțin pe banda ta, tu fiind începător, dacă el ar fi văzut că tu ai mămăliga în geam, că revenim la chestia asta, poate te-ar fi ferit, ar fi luat puțin de dreapta volan pentru că ți-o vedea în geam. Adică, nu știu, așa aș face. Dar dacă tu ești maker și vrei să arăți că ești maker și nu-ți place ție să știe lumea că ești începător, pentru că cunosc multe persoane și sunt exempt de multe cazuri, el poate să zică: băi, are 25 de ani, are permis de 5 ani, nu se pierde, știi, că pentru că poate a mai trecut prin din asta. Și tu poate la fel, dai în frâne, e de volan, te panichești, ce faci? Și asta, v-am zis, nu e un mesaj neapărat pentru începătorii de 18 ani, că sunt persoane care poate dau de permis mai târziu. Nu e o problemă asta. Ideea este că foarte mulți teribiliști și de cele mai multe ori cauzele accidentelor sunt fie teribiliștii care merg cu viteză, nu se asigură și așa mai departe, fie oameni în vârstă
care efectiv nu mai au reflexe. Și eu întotdeauna am spus și susțin chestia asta, de la o anumită vârstă nu aș anula permisul cuiva, nu știu să zic de la 50 de ani, însă aș vrea totuși o examinare la 3, 4, 5 ani. Deși mi se pare mult la 5 ani. Pentru că odată cu vârsta nu mai ai aceleași reflexe, te sperii mai ușor, poate reacționezi mult mai greu, venea să tu la reflexe se referă. Și e păcat. E păcat pentru că tineretul, vorba, ești tânăr, ai viața înainte și pentru o secundă de neatenție sau o secundă în care ai vrut tu să fii șmecher și te-ai panicat, poate că, na, sunt atâtea accidente care se întâmplă zilnic și probabil le vedeți și voi pe grupul de infotrafic. Tineri, în principiu, abia au luat permisul, le-au cumpărat părinții și aici intervine și chestia asta. Eu, dacă aș fi părinte, aș cumpăra copilul meu un Logan, să meargă un an, doi cu el, nu are putere foarte mare, nu are confort, nu îl... Deci nu o să înțeleg niciodată chestia asta, dacă vezi că cea că și asta depășească, să accelerezi. Poftim, am înțeles că nu pot să-l depășesc, m-a repliat. Nu m-am zis să-i 240-150 și după oricum mă băgam în fața lui și nu crocam și pe el. Dar nu suport chestiile astea și mi se pare de prost gust să am, nu știu, 120 cât am acum, să mă duc la 130 să văd că accelerează. Da, mă rog, poate nu e asta neapărat ideea, dar e bine, uite, sunt niște chestii pe care odată cu timpul încep să le deprinzi, ca să zic așa, și îți intră în sânge și încep să reacționezi altfel la anumite chestii. Am văzut foarte mulți începători pe autostradă, nu zic neapărat mașinile, dar te rup în flash-ul, se uită urât la tine pe ce te depășesc, chiar dacă mergi pe 140, pe banda 2, adică de parcă autostrada a lor. Și vreau să învățați din chestiile astea, poate nu zilnic, dar odată pe an, poate tot vezi un accident din cauza unui începător sau din cauza unei începătoare care are poate o mașină mai puternică și a vrut să demonstreze prietenilor ei că mașina ei trage și merge tare. Am mers și eu cu Loganul, cu 170-180, nu e recomandat, nu e o mașină sigură. Și am ajuns la concluzia că merg acum cu 120 și poate aș fi mers cu 140, da? E diferență de 20 de km într-o oră, autostrada are 100, ajungi cu 10 minute mai devreme. Dar dacă la un moment dat, bine, nu e bine să pui rom în față, dar presupui, dacă la un moment dat tu aveai 160 că ai vrut să mergi mai tare și stai unul care și nu semnalizează și ai intrat în el, prefer mai bine să plec cu 10 minute mai devreme. Am avut mania vitezei oarecum, n-am avut nici mașini foarte puternice, îmi place viteza, să zic așa, adrenalina, dar nu să merg mereu hazardat și să merg numai pe ian plan, pentru că în primul rând îți bagi joc de mașină. Hai că motorul de la Logan e rezistent oricum și e greu să-l pui jos, dar să-ți cumperi, nu știu, un N90 sau ceva care are deja o uzură în spate și să te apuci așa să omori la el și poate na, toți banii pe care ai avut i-ai dat pe N90-ul ăla că ai vrut să ai N90 neapărat, nu prea o să-ți placă, pentru că, na, ca oricare altul, când ești începător, și de asta și zic, cumpărați-vă, frate, când sunteți începători, mai ales dacă e din banii voștri sau vă dau părinții bani, cumpărați-vă o mașină simplă, un Logan, un Opel Astra G, cam unul în spate, un, nu știu, ceva simplu, pentru că aud de foarte multe ori pe nu, că mi-e rușine cu Loganul, că, hai mă, frate, lasă, m-am cunoscut 4 ani de zile Logan. Și pot să zic că au fost cei mai frumoși 4 ani din viața mea ca și șofer, pentru că am condus o mașină care nu se conduce chiar ușor. Bine, se conduce ușor, dar mă refer că după am trecut la CC, am trecut la F10 și am trecut la mașini care se conduc mult mai ușor și mi-a prins foarte bine experiența pe care am avut-o cu Loganul, pentru că am știut, băi, uite, trebuie să frânez mai din timp, trebuie să păstrez o marjă. La fel, ce nu înțeleg de obicei pe autostradă e faptul că sunt mulți care vin, să zic, atâta e distanța între cele două mașini și stau acolo în spate, mai ales noaptea, și tot te rup în flash-ul și eu poate chiar am 140, încerc să depășesc un tir și omul îi dau și semnalizare și omul tot nu înțelege, tot te flash-uiește, ca să zic așa. Așa că dacă ești începător, dacă urmează să dai de permis, dacă ești începătoare, urmează să dai de permis, luați în calcul mai multe chestii și nu mai încercați să impresionați, pentru că nu până asta impresionați, sunt multe alte lucruri mult mai benefice și pentru voi și pentru alții prin care puteți să impresionați. Dar nu impresionați pe nimeni, pe mine cel puțin gândiți-vă că primesc sute de mesaje zilnic. Crezi că mă impresionează că ai mers tu cu 200 cu Loganul și mai restul ce Logan e și că mai avea pedală? Nu mă impresionează chestiile astea. Mai fi impresionat mult mai mult dacă îmi spune, uite, sunt artist sau uite, lucrez la un site sau uite, fac ceva pentru cariera mea. Dacă tu vii și îmi spui mie că nu-ți cumpăr BMW, că eu consumă mult sau că ai rupt Loganul în două pe autostradă, că nu știu ce, ce, na, adică poți să-mi dau seama ce mentalitate ai tu sau să vii să-mi spui mie că mergi ca tata e cu 110-120, tu fiind începător, abia luase-i permis. Îți dai seama, uite-l și pe ăsta. E cineva în spate acolo, ce, că s-a aruncat pe geam. Adică sunt niște chestii pe care ar fi bine să le luați mai mult în
în serios, pentru că știu că sunt mulți șoferi proaspeți care, na, vorba aia, sunt la început, nu au foarte mulți kilometri conduși, poate mulți încă merg cu părinții în dreapta să vadă dacă părinții să vadă dacă sunt apți pentru a conduce singuri și așa mai departe. Și nu pot să zic că sunt eu cel mai bun șofer, pentru că nu sunt cel mai bun șofer și eu am greșelile mele și eu am greșit, îmi cer scuze când greșesc, încerc să, na, e normal, dar luați în calcul că totuși o greșeală din asta, mai ales cu mașina nepotrivită, bine, sincer să fiu la 200 la oră cu cât am mers el cu Loganul, cred că puteai să fii cu orice, dacă se întâmplă, doamne ferește, să dai frontal în ceva, sau chiar și pe lateral, oricât de începător ai fi tu sau oricât de șofer ai fi experimentat, doamne ferește, dai în alte bilele. Plus că odată cu vârsta poate ajungi să ai familie, să ai copii și chiar dacă ești începător și ai prietena ta, gagica ta în dreapta și în spate 2-3 prieteni, trebuie să te gândești în momentul în care pleci la drum că tu ești responsabil pentru faptele tale și ești responsabil în cazul în care, doamne ferește, se întâmplă ceva. Gândește-te că și au părinți, au familie, au prieteni și dacă, doamne ferește, se întâmplă ceva, știu că n-ar trebui să pun chestia asta, dacă îmi văd atâția teribiliști, știu că poate clipul ăsta nu o să facă nimic, dar încerc totuși să-i trezesc puțin și să-și dea seama că e o cale pe care au luat-o și nu e cea mai bună. Adică poate câștigi respectul prietenilor tăi sau așa, dar mai multă grijă. Pentru că oricât bani ai avea, orice mașină ai avea, sănătatea și în cazul în care pățești ceva în urma unui accident, nu cred că ți le pot cumpăra nimeni și nici o sumă de bani din lumea asta. Și e păcat. E păcat, dar uite, sunt niște chestii pe care ar trebui ca școala să te învețe să fii și preventiv în viață, în general, nu numai la volan. Să nu faci risipă, sunt mai multe chestii care ar interveni, dar poate că nu sunt eu în măsură să vorbesc despre asta. Așadar, ăsta ar fi episodul. Dacă aveți anumite întâmplări de genul ăsta, vă rog să-mi le spuneți și mie în comentarii. Și dacă chiar vreți să mă ajutați și să ajutați și pe alții, într-o oarecare măsură, puteți să le trimiteți video-ul ăsta și să înțeleagă anumite aspecte și să fie mai atent, să gândească de două ori înainte să se urce la volan și să încerce să facă pe piloții, plus că să fim serioși, nu avem condiții unde să fim piloți. Asta e adevărul. Așadar, ăsta ar fi episodul, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!